Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt împreună cu Marian Dinu și David Constantin. Mergem la Dej, avem gală, Supreme Night Fight, băieții vor lupta mâine seara acolo. Astăzi au cântarul. Cum stai cu kilogramele, Mariane? Mai am câteva de dat sus, dar vreau să lăsați comentariu acolo să-mi spuneți dacă par tras la față, nu, sunt mai ok ca data trecută. Mai avem de mers în grămadă, mai avem puțin și ajungem la Vâlcea și băieții dorm de spark. Marian acolo și David în spate. Mariane, bă, am vorbit cu Paul și ai manșă de eroare. S-ați văzut la maestru. Ai manșă de eroare 5 grame. Că Dumnezeu cu Sfântul Petru, când au creat pământul, îl întreabă Sfântul Petru, domnule, păi ce țară e, faci aici? Și Dumnezeu zice, România. Păi și cum, domnule, le dai și munte, și mare, și toate formele de relief, și o țară atât de frumoasă. De ce le dai toate lucrurile astea? Și Dumnezeu zice, da, dar să vezi ce oameni le dau. Uite că am ajuns și la Cluj. Știi cum latră câinele în Ardeal? No, ham! Am ajuns la hotelul unde suntem cazați, în Dej. De fapt e undeva în afara localității, dar e foarte aproape. Oricum, cred că un kilometru, doi. Hai să mergem să ne cazăm, dormiți și voi o oră. Vedem întâi câte kilograme aveți. Și după aia dormiți. Sau nu, a zis că ne trimite undeva la somnul. Să-l sun pe Paul și îl întreb. Hai să văd unde parchez. Ești mai pasare. În spatele lui ăsta nu pare așa parcare. Primim camera, nu? Perfect. Pentru la alte hoteluri se casează mai târziu, de la 2. Nu, noi nu avem oră. Bă, că n-aveți ocupat. N-aveți ocupat. Am înțeles, perfect. Hai, domnul David, urcă. Curaj. 65 în cap. Nu mai bei, nu mai mănânci nimic. Ești beton. Hai, domnul Marian. Nu mai mișca. Ce tot îl mișca? Apasă, să așteaptă să apară 0. Hai, urcă. Hai, domnul Marian. 63.900. Mariane, iară nu-ți merge cântarul tău? Nu mai este, am dat 73.800. Da, da, da. Mariane, atât ai! Ai un kill 900 de dat jos. Mă duc să mă întâlnesc cu Paul, organizatorul acestui eveniment, Supreme Night Fight. Sunt foarte supărat pentru că Marian avea un kill 900 peste categorie, deși am căzut de comun acord cu adversarul lui să lupte la 72 de kilograme, pentru că ei au venit cu propunerea și adversarul lui avea multe kilograme de dat jos, dar sunt foarte supărat pe situație pentru că nu e în stare să-și mai facă categoria, dar acum sperăm să stea în saună să-și facă kilele. Salut, Paul, ce faci? Salut, Ionut, salut! Hai că intrăm direct pe vlog, bine te-am găsit. Uite, te-am echipat găsit. Tot cu Supreme Night Fight. Cum merge treaba? Merge bine, suntem în grafic, tocmai acum mergem la sala sporturilor să montăm ringul, să ne pregătim. Noi suntem în grafic, vă așteptăm să facem un spectacol deosebit. Să-mi dai, te rog frumos, locația cu sauna, ca să mergi și noi cu câteva ore înainte de cântar la sauna. Am venit în restaurant la masă să-mi iau ceva de mâncare. Eu mi-am făcut categoria comparativ cu Marian. De fapt, nu am categorie de făcut pentru că nu lupt. Sperăm să dea cel 1,9 kg jos, deși e foarte greu, pentru că am mai avut de dat 1,8 kg la Timișoara și abia le-a dat. A stat jumătate de zi în sauna. Să vedem acum cum va face. Pregătit de saună, domnul Marian? Deloc. Deloc? De ce? Deloc, deloc. Slăbit? Mort. Ți-e rău? Da. Hai să... Nu. M-am piedicat. Hai să dăm chile jos. Ok, mulțumim. Marian, te duci singur la saună. Iei cântarul cu tine, că n-o să intrăm. Păi de ce o să vină până sus cu tine?
Cum să te ajute? Dă-i mă cântarul să ducă singur, ce e asta? Ai sclav? Ia-ți cântarul, du-te, dă-i drumul pe scatăgăria. Nu venim cu tine, hai pe terasă. Hai cu mine să mă ajut, să-l ții de coaie, ce să-i faci? Am ieșit pe terasă să bem un ceai, de fapt să beam un ceai și o apă. Marian s-a dus la spa să-și facă categoria. Dacă nu faci categoria, cu mine nu mai ai ce să vorbești. Da. Hai să nu mai pot, jur, nu mai pot, amicez, nu mai pot. Te duci? Nu mai pot să intru acolo, nu mai pot, jur. Am scăpat de cântar, David a fost sub categorie, cu cât ai fost, David? 400 de grame. Cu 400 de grame sub categorie, Marian a avut 1 kg și 100 de grame peste categorie. Marian, ce ar trebui să fac eu acum cu tine? Suspendare. Suspendare și jumătate din bursă oricum o pierzi din nou și de această dată, iar 2 luni de zile nu mai încalci în sală și îți anulezi următorul meci, clar. Pentru că trebuie să iau măsuri. Ne certăm urât și vedem după aia ce facem. Am ieșit la o plimbare cu băieții. Mariane, te mai plimbi cu noi? E cam ultima plimbare pentru următoarele 2 luni care te plimbi cu noi. Cum te simți? Fizic? Fizic. Bine. Psihic? Psihic? Mort. Mort. De ce? Pentru că e ultima plimbare. Cam aceasta a fost ziua noastră, nu uita, subscribe canalul de YouTube Ionuț Pitbull la tot dreței, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez câte ceva nou, follow pe Instagram Ionuț Pitbull la tot dreței, follow pe Instagram Marian Jărădinu, follow pe Instagram Constantin Luis David, nu? Vă pupăm și urmăriți-ne în continuare!